Comuna Sirețel se dezvoltă din ce în ce mai mult. Localnicii beneficiază de utilități, la fel ca și orășenii. Foarte multe ulițe au fost asfaltate. Conducerea primăriei are în derulare și câteva proiecte privind modernizarea unor drumuri de interes. Am semnat cu Ministerul Dezvoltării modernizarea drumului comunal de la Sirețel la Humosu. Avem la CNI depus modernizarea drumului Sirețel-Berezlogi la Slobozia, Corhan și peste Părău. Iar în Sirețel avem până la 7 km asfaltat ulițele de la Tei spre Dumbrava. În plus, printre dotările primăriei se numără o auto specială pentru pompieri și un utilaj de dezăpezire. A fost foarte greu, dar cu timpul am reușit să finalizăm drumul 148, să finalizăm construirea și dotarea școlilor din Sirețel și Humosu. De asemenea, am finalizat construirea și darea în folosința dispensarului uman din comuna Sirețel. Am reușit să cumpărăm o mașină de pompier care ne era foarte necesară comunii noastre. Prin fonduri europene am luat o mașină de dezăpezit cu sărăriță și lamă. Administrația locală a reușit să reabiliteze și să doteze școlile din satele Sirețel și Humosu, iar recent au fost inaugurate un dispensar și un cabinet stomatologic, însă acesta din urmă nu are deocamdată medic. Noi am avut un medic care și-a desfășurat activitatea, dar dumnealui, deci ca și orice tânăr, a mers mai departe, a găsit undeva într-un oraș în care sunt alte condiții și acum încercăm să atragem pe altcineva care să ocupe spațiile, pentru că noi acolo mai avem spații, un spațiu în care să desfășoare activitatea de stomatologie. La nivelul comunității chiar este nevoie de un medic stomatolog care să-și desfășoare activitatea, iar populația să nu se deplaseze la Pașcani sau în alte orașe. Nu în ultimul rând și sediul primăriei va fi reabilitat și modernizat. Am terminat de licitat sediul primăriei, din care îl vom moderniza și fiecare salariat, funcționar, va avea biroul lui în care să desfășoare activitatea în condiții normale. Cel mai recent proiect a constat în construirea unui centru comunitar pentru persoanele defavorizate. Lucrările de construcție ale centrului sunt aproape de final. Cât de curând acolo își va desfășura activitatea un asistent medical generalist. Acesta va oferi asistență medicală gratuită oamenilor cu venituri mici.